După ce am avut săptămâna mare și cele 3 zile în care am celebrat Sfintele Sărbători Pascale, românii se pregătesc de o nouă sărbătoare importantă, sărbătorită cu cruce roșie în calendarul creștin-ortodox. Izvorul tămăduirii este una dintre sărbătorile religioase ce nu au dată fixă, fiind sărbătorită în vinerea din săptămâna luminată. După ce am avut săptămâna mare și cele 3 zile în care am celebrat Sfintele Sărbători Pascale, românii se pregătesc de o nouă sărbătoare importantă, sărbătorită cu cruce roșie în calendarul creștin-ortodox, pentru că vineri 10 mai, pe lângă prăznuirea Sfântului Simeon, Zilotul, avem și sărbătoarea religioasă intitulată în mod special Izvorul Tămăduirii. Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii își are originea într-un eveniment petrecut pe vremea lui Leon cel Mare. Se spune că acesta a găsit într-o pădure un orb care i-a cerut apă. La îndemnul Maicii Domnului, Leon cel Mare i-a dat orbului să bea apă dintr-un anumit izvor, iar după ce a băut apă, orbul s-a vindecat de orbirea sa, astfel apărând noțiunea de izvorul tămăduirii. De asemenea, conform creștinortodox.ro, se spune că pentru a mulțumi Maicii Domnului când a devenit împărat, Leon cel Mare a ridicat o biserică în apropierea izvorului respectiv, biserică unde s-au săvârșit apoi multe minuni. Cum era de așteptat, românii au o mulțime de tradiții legate de sărbătoarea izvorului tămăduirii. De obicei, în această zi se face sfințirea gheasmei mici după liturghie. Se spune că cei care beau aghiasmă se vindecă. În plus de izvorul tămăduirii, românii obișnuiesc să lege legământul juvenil sau înfrățitul, pact prin care mai multe persoane jură susținere necondiționată. Vorbim despre persoane legate între ele pe criterii de vârstă, afinitate sufletească, prietenie, sex și așa mai departe, relatează observatornews.ro.